Am cărți, dar bai una, bai alta, până mă duc până la cimitir, până stau de, o leagă de vorbă cu soția, au spus că mă așteaptă. Dar i-am spus că să văd cât am să te aștept. Și aprind acolo și eu lumânare, aprind așa câte ceva acolo și stau așa până la o jumătate de oră și plec în partea aflată. Dar treburile merg în hăisa. Ba să rup galbă aici, ba să rup galbă în partea cealaltă, nu știu ce vrăjmășie o avut până ăsta, că s-a agățat de gardă de Toma Amelia, adică lăsă, care n-am parat cu ce să le repar. Încă, ce să zic. Într-o căsuță din Palma Văii, cum o zugrăvește poeticesc un scriitor, sub streașina Mănăstirii Neamț, vețuiește de aproape 6 decenii nu un monah, ci un slujitor de mir, arhidiaconul Ioan Ivan, vestit profesor al seminarului de la Neamț și, în mai multe rânduri, diriguitorul acestuia. Cu glasul său de clopot ștefanian, cu verbul de înțelept, cu învățătură de cărturar și cu harul de dascăl vocațional, acest apostol al bunătății și înțelepciunii a rămas adânc întipărit în sufletul elevilor săi și se bucură de neuitarea lor înmiresmată cu prețuirea cea fără de preț. La 94 de ani, la vârsta patriarhilor, a patriarhilor biblici, părintele Ioan Ivan a rămas singur. Soția sa, Rodica, a trecut de câțiva ani la cele veșnice și își doarme somnul de veci în cimitirul Mănăstirii Neamț, unde duc, uneori de câteva ori pe zi, drumurile părintelui Ioan Ivan. Singurătatea care s-a așternut peste dânsul e mângâiată de grija monahilor nemțeni, dar și de semnele iubirii nestinse a foștilor rucenici care îi calcă pragul. Thank you.
Domnul către ucenicii săi, aveți credință în Dumnezeu, căci adevărat vă spun vouă, că cel care va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, cel care caută află, Ortodoxia românească în întregul ei îl cinstește, așa cum s-a întâmplat la început de mai, când Biserica Înălțării Domnului a Mănăstirii Neamț se umpluse de preoțime, călugărime și de ierarhi. Era ziua de naștere a părintelui Ioan Ivan. Împlinea 94 de ani. Parcă toată suflarea ortodoxiei noastre se strânsese la Neamț să-l omagieze. După arhierească liturghie, i s-a dus laudă într-un solemn sobor slujitor, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Daniel, i-a conferit crucea patriarhală clasa I prin mesagerul său, Arhimandritul Timotei Aiua. Profesor Ioan Ivan de la Mănăstirea Neamț, pentru activitatea sa îndelungată, rodnică, și folositoare bisericii și societății. Dată în reședința noastră patriarhală din București în anul Mântuirii 2009, luna mai, ziua 6. Semnează Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Vrednic este! Vrednic este! Rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. S-au rostit în acea zi înaltă de celebrare a părintelui Ioan Ivan la 94 de ani, vorbe de bucurie. Bucuria de a fi contemporan cu un asemenea om al darurilor. Însuși întâi stătătorul Bisericii Moldovei, Mitropolitul Teofan, a dat glas acestor simțiri. Frații arhierei aici de față și cred că cei mai mulți dintre dumneavoastră l-ați cunoscut foarte bine pe părinte. V-ați bucurat de prezența lui, de iubirea lui, de certarea într-o îndreptare venită din partea părintelui, de tot ceea ce constituie un arhidiacon, un profesor de teologie, un director de seminar, un părinte pentru unul și pentru altul. Eu nu am avut bucuria să-l cunosc de multă vreme, când l-am zărit pentru prima dată aici în mănăstire, acum câtva vreme, nu știam cine este. I-am zărit acolo în partea dreaptă chipul, cu totul special, care m-a atras pentru că frumusețea te atrage întotdeauna. Și îmbrățișându-l, am simțit valul de odihnă sufletească pe care ți-l împărtășește un om cu inima curată. Spunea altădată Părintele Patriarh Teoclist, Dumnezeu să-l odihnească: omului Dumnezeu,
cel plin de credință și de duh, un om, un părinte, un profesor, icoana sufletului meu, ștejarul bântuit de furtuni, fericit bărbatul, profesorul paradigmatic, sunt cuvintele pe care arhierei aici de față sau neprezenți aici din binecuvântate pricini le-au ales ca să-l descrie pe părinte. Și parcurgând mai departe titlurile alese, am descoperit cuvinte foarte frumoase care încearcă fiecare în parte să definească ceva din mersul prin viață al părintelui Ioan. Și am ales câteva dintre acestea, care mi s-au părut că l-ar defini pe părintele mai bine. Un părinte arhimandrit îl numește săracul fiind pe mulți dintre noi ne-a îmbogățit. Un părinte profesor îl așează probabil contemplându-i chipul bărbat venit din alte vremuri. Un alt părinte profesor îl definește ca fiind o lumină în munții neamțului. Tot un profesor îl arată a fi un exemplu de dăruire, bun ca pâinea, candele înstinsă, prieten, binecuvântare, suflet zâmbitor, dăruire și așa mai departe. Un călugăr frumos, un bărbat frumos, pentru că aceasta este semnificația cuvântului călugăr. Mulțumindu-i lui Dumnezeu că a binecuvântat acest neam cu bărbați puternici, precum părintele Ioan, îl rugăm de asemenea să ne dea și nouă, celor care încercăm să mergem pe aceeași cărare, uneori reușim, uneori cu căderi ne mai ridicăm, să ne dea puterea, cum spune o rugăciune dinainte de Sfânta Împărtășanie, să sesizăm exemple de pocăință, ca avându-le în față, să primim și să dobândim puterea de a le urma chipul, calea și lumina. Dumnezeu să-l păzească într-o sănătate, să-i dăruiască cât dorește El, ani frumoși și, dacă se poate, și mulți, pentru a oferi în continuare, dacă nu prin activitatea cu care probabil cei mai mulți ați fost obișnuiți, cel puțin, dar nu pot spune cel puțin, că acest puțin este foarte mult, prin chipul unui om care prin privire, prin glas, prin părul și barba-i definitorii, îți grăiește ție că în cele din urmă frumusețea, bunătatea, credința, delicatețea sunt cele care salvează omenirea și transformă sufletele unora dintre pământeni în împărăție a cerurilor încă din această lume. A fost și ziua când s-au lansat două cărți omagiale, una tipărită la București, la editura Basilica, intitulată Părintele Ioan Ivan, un arhidiacon erudit și un profesor evlavios, alta scoasă la Iași, la editura Trinitas, sub titulatura Părintele Ioan Ivan, comoara de sub tâmpla Mănăstirii Neamț. Editorii celor două bucoavne, arhimandritul Timotei a Ioanei și părintele profesor universitar dr. Vasile Nichita, au vorbit de însemnătatea cărților și de tâlcul apariției acestora. Cei care doresc vor găsi în primul rând câteva mărturii de iubire pentru părintele Ioan Ivan, de la ierarhi, de la cuvioși și cucernici preoți, și apoi în partea a doua acestei lucrări vor găsi gândurile, trăirile părintelui profesor așternute pe hârtie într-o perioadă de aproape 50 de ani.
Atunci când ar fi trebuit să apară această carte, în urmă cu 3 ani, am cercetat toate revistele Mitropoliei Moldovei și Sucevei din 1950 până în prezent. Aproape în fiecare număr, Părintele Profesor a avut câte un articol, o însemnare, o pagină de cronică. Toate acestea s-au reunit și veți găsi aici însemnări despre Mănăstirea Neamț, despre ierarhii ai Moldovei, despre Seminarul Teologic din Vecinătate, despre călugări din Mănăstirea Neamț și din alte zone, despre personalități ale vieții bisericești și laice. Ideea unei cărți despre Părintele Ivan s-a născut în anul 2003, tot într-o lună mai, când ne-am întâlnit promoția din 1973 a Seminarului Teologic. Și atunci, pentru că am avut la întâlnire cei trei, Părintele Ivan, Părintele Ignătescu, care ne-a fost diriginte, și Părintele Irina, am zis să-i dedicăm Părintele Ivan, cât mai este, așa cum spunea și domnul Grigore Elisei, o legendă vie printre noi, să-i dedicăm o carte. N-a fost să fie, cum spune Constantin, noi ca la 2005, când intenționam la 90 de ani să scoatem cartea și eram tare necăjiți. Dar se vede că Maica Domnului, aici unde a slujit Părintele Ivan toată viața, a făcut ca din desnădejdea noastră de a nu putea scoate o carte, să se nască 3. Și astfel, astăzi, sărbătorim pe Părintele cu 3 cărți, cu 3 volume. Poate și aici este un tâlc. Părintele Ioan Ivan este născut în ziua în care sărbătorim arătarea Sfintei Cruci în cetatea Ierusalimului. Ierusalimul Ortodoxiei Românești este Mănăstirea Neamț. Care cu certitudine de-a lungul vieții i-a fost o crotitoare Părintelui. Știu că aveți din alte părți poate multe și frumoase din partea Mitropolitului Părintele să vă ocrotească, să vă păzească, să vă ajute și să vă binecuvânteze. Smerit, ca întotdeauna, dar răscolit de o emoție adâncă, de profundis, Părintele Ioan Ivan a cuvântat cu parcimonia ei proverbiană. De asemenea, sunt într-o zi de mare intimitate pentru viața mea și nu știu dacă aș putea să spun niște cuvinte care să vă facă și pe frății voastre ca să vă găsiți cu adevărat în această Sfântă Biserică a Mănăstirii Neamț. Eu sunt cu activitatea mea prin mai multe locuri și a trebuit ca să ajung la Mănăstirea Neamț și să rămân la Mănăstirea Neamț până la vremea aceasta, rămânând și petrecând acum ultimii ani singur acasă, soția trecând către Domnul. Ce pot să spun eu în acest moment, când toți ați încercat să mă cred că sunt în atenția frăților voastre? Niciodată nu m-am dat în părerea că nu aveți oarecare simpatie, să zic așa, pentru prezența unui moșneac de acum. Cât am fost tânăr, nici eu n-am mai știut ce făceam și cum făceam. Dar am fost și când eram mai tânăr tot aici, la această vestită catedrală a Mănăstirii Neamț, și vin și acum, dar sigur că nu mai sunt cel ce am fost, nu mai pot sluji, și mă rog de toți frații și părinții de la această mănăstire să se roage pentru mine, ca să trec către Domnul așa cum se cuvine să treacă cineva apa de pe un mal pe altul. La Mănăstirea Neamț, la umbra zidurilor bătrâne, într-o simplitate de pusnic,
își duce zilele un slujitor al bisericii, al cărui chip pare coborât dintr-o veche icoană. Așa a fost toată viața sa. Un om doritor să-și facă datoria, să lase un semn despre care însă nu i-a plăcut să grăiască prea mult. El întrupează zicerea cărților sfinte a lăsării faptelor să vorbească despre sine. Vorbele n-au fost multe niciodată în viața părintelui. Faptele au umplut de saga anilor și au primit recunoașterea comunității. Întâmplarea de la Mănăstirea Neamț, de la început de mai, e plină de înțelesuri. Cu toată înălțimea și încărcătura ei, această întâmplare nu a atins cu nimic modestia de poveste a părintelui Ioan Ivan. Sfinția sa socoate că mare lucru n-a făcut în viața sa. N-am fost eu cel mai mai cumos, ca să spun așa. Dar făceam și eu un fel de țipăt așa de autoritate. Străjuiește la mănăstirea noastră de aproape 60 de ani. Iată, din 1952 a venit aici. Sigur, noi care suntem mai tineri, l-am cunoscut mai târziu, deși nu mai era la seminar, dar îl cunoaștem și cunoaștem faptele părintelui profesor, după cum a fost amintite și aici. Pentru noi a fost un simbol. Totdeauna, nu numai acum, că a ajuns la această frumoasă și venerabilă vârstă de 94 de ani, pentru toți părinții din Mănăstirea Neamț, mă refer chiar și pentru cei începători, părintele profesor a fost un simbol și un demn, fiindcă cineva îl numește monahul dintre nemonahi. Atât de cuvios și de cucernic a fost preacucernicia sa, fiindcă aici, la Streașina Mănăstirii, ducându-și viața, ne-a fost și un demn și un ideal pentru viața noastră. Mulțumim tuturor, mulțumim preacucernicilor părinți, preacuvioșilor părinți, fiindcă au ținut în mod deosebit să vină aici la ziua părintelui profesor Ioan Ivan. Sigur, ne-am obișnuit în ultimii ani să venim și am venit și anul acesta, dar vă invităm în preasfințiile voastre și preasfințiile voastre ca să veniți nu numai la un an, adică la ziua onomastică a părintelui, ci de ori, câte ori aveți ocazia să veniți aici, să-l vedem pe părintele profesor Ioan Ivan, stând aici la Streașina Mănăstirii și venind la biserică, rugându-se împreună cu noi.